unde locuiești, ca să zic despre cea mai tare firmă din lumea asta, da, eu cred că este. Șoferii care se întreabă de ce avem mai multe gropi decât șosele netede, da, află acum una dintre explicații. 14 drumuri din județul Cluj vor fi întreținute de o firmă cu, atenție, un singur angajat. Băi, un singur om, 14 drumuri. Deci n-ai a câștigat cum la licitație contractul de aproape 100 de milioane de lei și Consiliul Județean nu a avut nimic împotrivă. Că, da, na, un singur om poate să facă. Și acum, hai să vedem, conform contractului, acel angajat, 1. Pe lângă tunderea vegetației de pe marginea părții carosabile sau înlocuirea indicatoarelor rutiere degradate, singurul angajat al acestei firme are obligația de a întreține și podurile. Lucru deloc ușor aici, având în vedere starea în care se află. Deci, da, și pod, și mai trebuie să înlocuiască și câțiva kilometri cu pietri și, da, un strat de asfalt. Adică face și drumuri, și poduri, și de toate acest angajat. Frate, pentru banii ăștia îl înțeleg. Da, nu, și Consiliul nu este îngrijorat că o firmă cu un singur angajat a câștigat licitația. Nu, 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 că sigur, sigur, da, se poate. Dar știi că e gluma aia că în Cluj, uite, oamenii sunt mai așa, mai relaxați, da, mai lenți, cum zic alții. Mie îmi plac foarte mult clujenii. Da. Bă, da, aici îți dai seama că omul ăsta chiar e relax. Dacă zic, eu pot să le fac pe toate, frate. Da. A participat la licitație, a dat, da, un preț, a zis, cât sunteți? Eu sunt tată, dar nu, cine ne grăbește? Graba? Exact, ce atâta grabă, nu-i ca și cum vine iarna. E ok, e în regulă. Câte poduri sunt în 14 drumuri județene? Nu știu, vreo 14, să zicem. Uite, cel mai adevărat mesaj e pe WhatsApp la noi. România, asta e. Fix. Băi, e România fantastică. Asta ar trebui să facă în conjurul lumii. Vă dați seama, omul ăsta, aș face campanie cu el, gen omul cu 14, da, drumuri. Da. Care are în grijă în fiecare zi, știi, pam, pam, când se duce la muncă, să alerge cu oamenii când se duce spre muncă, cum alerga Muhammad Ali când, înainte de meci. Cred că el era invidios pe persoana care a avut un metru de autostradă, știi? Da, mă. Și acum a zis, băi, eu vreau să fiu singur eu, dar să am 14 drumuri județene. Na, da, ia-o pe asta, a câștigat bătălia. Ma. Băi, dar când le rezolvă? Crezi că o să ajungă în viața asta la toate, să se ocupe de toate? I don't know. Da. Restul sunt la negru, auzi. Poate acel om subcontractează lucrările și îi rămân și lui bani. Badumț. Ce bine că ai apărut în viața noastră cu acest mesaj.